Costică, ce faci, Costică Constantin? Sau cum te cheamă, mă refer acum la prorocul ăsta nostru, Pente. Mă, omule bun, eu am văzut că tu te tot postezi pe la Starbucks, de pe la KFC, nu știu ce, eu încă acum nu am pensie de KFC, băi, da. Uite, am venit și eu la KFC aici în Irlanda. Am înțeles că ai fost și tu prin Irlanda, încă nu mi-a răspuns la întrebare dacă ai furat sau n-ai furat. Când te-am întrebat, mi-a închis telefonul. Vezi că-s la KFC, vezi? Nu. No. Și chestia în felul următor. Mi-am luat și eu o porție, mi-am luat un megabox. E cea mai cheap pe care o poți găsi la KFC ca să te saturi cât de cât. Vezi? Și eu, spre deosebire de voi, în România, eu am și sos din ăsta. Știi, voi nu aveți din ăsta. Na, acum uite care e chestia. Sosul ăsta e gravy, așa e să spune gravy sos. Stai-mă un pic că m-am făcut și cu sos din cauza ta, Costică. Stai așa. Și uite care e chestia. Asta e o porție mișto, cum zici tu. E o porție faină de KFC. E foarte faină, Costică. La fel și sosul ăla. E mișto rău, e fain, e fain. Așa ca să acolo la tău, cu extazul tău cu tot. Și îți propun o afacere, așa, știi? De exemplu. Spune-mi tu mie de ce ar trebui eu să-ți cumpăr și ție o porție de KFC. Că tu pe TikTok te filmezi și te înregistrezi și acuz oamenii că își bagi joc de tine, că nu te ajută, că tu ai crescut la casa de copii, dar nimeni nu te-ar lua în casă, nimeni nu ți-ar cumpăra mâncare, numai că tu, bă, omule bun, te pozezi prin hoteluri, te pozezi pe la Starbucks, bine că asta n-ar fi o problemă. Dar noi numai nu înțelegem. Deci sunt o categorie de oameni care vreau să înțeleagă până la urmă. Ai nevoie de ajutor sau n-ai nevoie de ajutor? Poți să muncești sau nu poți să muncești? Eu am vrut să te întreb asta atunci când te-am sunat, dar mi-a închis ca nisâmțit un nas. Asta e viața, plus că m-ai blocat pe Facebook. Mă, dacă ți-aș fi făcut ceva, nu, hai să zicem, dar eu nu cred că ți-am făcut nimic. Deci, spun și eu ca tine, un singur lucru am de spus. Eu un singur lucru am de te întrebat. Spune-mi, Constantine, deși ți-aș cumpăra și ție o porție asta de KFC, că dacă ai merita, eu pe cuvântul meu că ți-aș cumpăra. Dacă n-aș dispune de bani, ți-aș da o ție. Și n-aș mânca eu, pe cuvântul meu. Și uite și sosul ăla. Dar să vezi ce bun e sosul. Îți spun eu, îți garantez că sos din ăsta nu există. Eu m-am dus și în Germania, și în Franța, și în Anglia, și în România. Ei nu aveau sos din ăsta. Deci mai în Irlanda să găsești. Pentru că Irlanda are mai multe categorii și variante prin care își prezintă cancerul pe care îl vinde oamenilor. E superb sosul ăsta. E superb. No. Spune-mi, de ce ar trebui eu să-ți dau ție pulpița asta? Uite-te aici ce frumoasă e. Uite ce cancer frumos. De ce ar trebui să-ți dau ție mâncarea asta? Spune-mi, sau să-ți dau și ție. De ce? De ce acuzi tu oamenii, uite-te acolo la KFC, de ce spui tu și acuzi oamenii că ei nu vor să te ajute, că tu ai crescut la casa de copii, dar tu crezi că toată lumea are o viață roz, mă, Costică? Te întreb și așa, fără niciun mișto. Uite, dacă tu îmi răspunzi sincer și răspunsul tău e unul normal, nu cu vrăjală și cu înjurături, cum am auzit că înjuri pe TikTok, deși tu zici că ești proroc, dar tu înjuri oamenii, dacă tu îmi dai un răspuns cât de cât ok, uite, eu promit că vin până în România ca să-ți cumpăr ție KFC, că vreau și eu să te văd așa, știi, să văd ce vibrații din astea de Spirit Gonzales sunt pe lângă tine, știi? N-ai cum, omule bun, nu ai cum să filmezi tu, să faci live-uri pe TikTok și să ne acuzi pe noi că nu vrem să te ajutăm. Uite, eu chiar vreau să te ajut. Și oamenii care mă cunosc, ei știu că eu nu fac vrăjeală, ei știu că eu nu mint. Aștept doar un răspuns. De ce ar trebui noi să avem grijă de tine? Că uite, tu dacă ai fi sincer cu mine, eu aș putea vorbi cu cineva să te duci să lucri în construcții. Dar oare îți place să lucri în construcții? Sau tu crezi că dacă ai făcut un video din ăla, că ai tras acolo un pic de ciment la miștocăreală, noi ce ar trebui să credem de acolo că tu vrei să muncești? Uite, spune și mie, vrei să muncești? Vrei să vii în construcții? Hai că vorbesc cu cineva și te ajută. Și apă acolo ți-ai cumpărat o și mâncare. În prima instanță îți dau eu un megabox din ăsta, da? Cu tăcu sosul. Dar răspunde-ne și nouă. Ca oamenii de afaceri, știi că tu zici că ești ca oamenii de afaceri. Noi, uite, și eu stau ca oamenii de afaceri în parcare, deși săracă, vai de capul meu, și te întreb, care e viața ta, omule? Spune-mi și mie, care e viața ta? De ce acuz oamenii că nu te ajută? De ce? Ce faci tu în schimb că ai să te ajute? Eu, din câte am văzut, două mânuri ai, două picioare ai, capul ai, dar nu prea folosești cățelene.
Nu ce mai te folosești tu de scuza asta că ai crescut la casă de copii, că sunt alții care au crescut mai rău decât tine, bă, băiatul. Sau măcar, nu știu, măcar nu mai te folosești de numele lui Dumnezeu. Eu le zic la oameni că s-a tăi, asta e viața, la cine convine, convine, cine nu, dar acum ce fac, mă pus și mă dau că-s pocăită sau nu știu cum, ca să păcălesc oamenii, să le să facă mâine de mine, să mă ajute. E foarte urâtă chestia asta și mulți fac, mulți procedează așa, nu numai tu. Și oamenii ăștia care m-au acuzat pe mine, au mai apărut încă unul, dar nu mai știu cum îl cheamă, Emanuel Rus sau nu știu, că nu mai țin bine numele. M-au acuzat pe mine că îmi bat joc de el. Cu ce mi-a bătut joc, mă? Cu ce mi-a bătut joc de prorocul ăsta? Eu am încercat să-l sun, am încercat să vorbesc cu el, să am o conversație, să-i cunosc situația, ca să-l ajutăm. Păi, dar n-ai cu cine. El numai atâta știe să stai pe TikTok și să înjure oamenii. Ori ești creștin și chiar ești creștin, ori dacă nu, dă-i acolo cu țigări, cu alcool, dar nu te mai fă tu, măi, costică, mă. De ce faci tu ca oamenii, nu știu, să sunt alții, să sunt prost, pe alții oricum nu interesează, că s-o plictisit de tine, pe alții faci așa să nu știu, să certe între ei. Uite, de exemplu, să iau alții de mine că eu îmi bat joc de tine, deși i-am rugat frumos să mă arate. Cu ce mi-am bătut joc de tine? Că eu tot ceea ce public despre tine, e oricum în mediul online. E postat de tine, deci nu te-am filmat eu în privat, tu n-ai știut și vai de mine, pun pe YouTube. Nu. Deci, uite, Costic, că sunt în Irlanda, vezi, mașini. Stai să apropii o mașină să vezi numere de Irlanda. Că ai pus anunț acolo că vrei să vii în Irlanda să lucri. Uite, vezi, sunt în Irlanda, vezi numerele alea. Eu chiar sunt în Irlanda, dar lumea știe că nu mint. Uite, hai în Irlanda, mă omule, hai în Irlanda și arată-ne ce știi să lucri. Numai că am auzit că ai furat, drepte că ai furat. Spune-ne, ai furat sau n-ai furat, Costică? Sau tu ai luat așa numai cu 5 degete ca oamenii de afaceri? Hai, Costică, că te lăs, nu de alta, dar mi se răcește aici scrofița, știi ce zic? Și păcat e sosul ăla bun. Eu ți-am spus, dacă îmi dai un motiv bun pentru ce ți-aș cumpăra și ție și pentru ce aș avea milă și de tine, pe lângă stomacul meu să am milă și de stomacul tău, eu promit că îți fac cadou KFC din ăsta. Așa, niște vitamine cancerigene până te apuci de lucru. No. Ajută-ne un pic și lămurește-ne. De ce ar trebui noi să te ajutăm și ce faci tu în privința asta? Bine, îmi permis să te întreb întrebările astea pentru că tu te postezi online, știi? Deci nu e o chestie privată, nu. Tu te postezi online și ne judești pe noi că nu te ajutăm, că numai te judecăm, că ne batem joc. Interesantă chestia. Probabil și care își bagi joc, de-aia nu mi-am bătut niciodată joc de tine. Așa aștept să ne spui un pic care situație. Explică-ne tu. Spune-ne. În primul rând, de ce mi-ai închis telefonul când eu încercam să vorbesc cu tine? În al doilea rând, de ce m-ai blocat pe Facebook când eu nu ți-am făcut nimic, eu chiar am vrut să te ajut? În al treilea rând, de ce îți bagi joc de Dumnezeu și spui că crezi în El dacă tu te comporți cum te comporți? În al patrulea rând, de ce acuz oamenii că își bagi joc de tine când ei nu o fac? Mă refer, tu vorbești așa, zici că toată lumea o face? Și în al cincilea rând, îi rog pe oamenii care au impresia că eu îmi bagi joc de tine să se calculeze la vorbe că s-ar putea să vă blocheze. Nu mă mai acuzați voi pe mine că îmi bagi joc de Costică. Nu, 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 nu. Trebuie să vedem care e situația, că dacă trebuie ajutat, n-avem cum să rămânem indiferenți, numai că el câtă vrăjeală dă ca oamenii de afaceri. Nu știu ce să zic, voi ăștia care îl învățați ce să spună. Bă, du-te și filmează-te la Zara Maș, acolo și acolo, în loc să-l învățați prostii, mai bine îl învățați să lucre. Mai bine îl învățați să lucre, asta în condițiile, dacă nu-i bolnav. Eu din câte am văzut, el nu-i bolnav. Dar acum, nu știu, nu mă pot pronunța 100%, că nu. Dar dacă nu-i bolnav, nu-l mai învățați prostii, că voi învățându-l prostii, îl îmbolnăviți voi și îl faceți să creadă că e de ajuns să spună, na, oameni buni, mare este Dumnezeu care a creat cerurile și pământul, un singur lucru am să vă spun, fiți pe fază, Dumnezeu vă iubește. Nu-i de ajuns, Costică, să înveți câteva formule. Nu-i de ajuns, ma, nu-i de ajuns. Hai, îți mai arăt încă o dată aici fața lui KFC reală ăsta de la noi din Irlanda și dacă îmi răspunzi la întrebare, la întrebările pe care ți le-am adresat, eu o să te ajut, dar nu prea cred eu că faci tu chestia asta, nu, că tu, bă, băiatul, tu te folosești așa, îți bagi și de Biblie și de oameni, nu înțeleg cum poți fi așa. Și nu înțeleg nici oamenii care te ajută. Nu înțeleg, că tu nu pari să fii bolnav. Doar pentru faptul că ai crescut la casă de copii, să mă scuz. Și eu am luat niște bătăi de, eu mă mir cum din nou sunt handicapată, mă refer de-a serios. Dar ce fac acum? Stau și tătăzoa mă scuz cu chestia aia? Nu mi-are Costic. Nu ești tu singurul care a crescut, nu eu crescut. Nu ești tu singurul care ai suferit. Nu ești singurul, Costic, că stai liniștit. Stai liniștit. Hai. Măcar nu mai zic că ești proroc și nu mai te fă că te duci să vindeci oameni în numele Domnului, name of Jesus. Știi tu ce zic acolo? Nu te mai fă, mule bun, du-te, lasă-te și apucă-te măcar pe YouTube și pe TikTok și fă comedy show
Și gata, lasă-l pe Dumnezeu deoparte. Las, nu îți bate joc nici de unul, nici de altul, nici de Dumnezeu, nici de oameni. Că tu îți bajoc, știi, eu nu bajoc, eu nu crești și nu bajoc, dar tu te faci că crești așa, e urât, e urât, Costică. Și voi ăștia care luați aprearea la Costică și îmi batiți mea apropori, v-am spus, aveți grijă că știi cum vă blochez. Din două mișcă și treci o căneare de la KFC. Hai la revedere că deja mi se răcea asta pe bulane. Să am poftă bună, să fie primit. Amin, amin.